Bună, am revenit cu un video despre punctele negre și asta pentru că foarte multe mi-ați cerut. Vă voi vorbi din experiența mea, dar și din cunoștințele pe care le-am dobândit până la acest moment. În primul rând să vă spun ce înseamnă punct negru. În pori se creează o combinație între piele moartă și sebum și oxidează și astfel se formează un punct negru pe ten. În continuare vă voi arăta și câteva produse și vă voi vorbi despre ce ar trebui să căutați ca să preveniți acnea. Din propria experiență nu puteți să scăpați de, așa am spus, acne, puncte negre, de puncte negre definitiv, dar puteți să îmbunătățiți foarte mult aspectul pielii și totul începe de la o rutină foarte strictă și practic rutină, pentru că nu trebuie niciodată să uitați lucrurile astea și să nu le faceți. În primul rând, trebuie să folosiți un gel de curățare care să fie blând și potrivit tenului vostru. Eu am o recomandare, cu toate că nu l-am încercat, dar este un produs care promite să vă scape de punctele negre și impurități, de la Tisderm, și are propolis, care este un antibiotic natural și foarte eficient, dar în general orice gel de curățare care este antibacterial și care ține sebumul sub control este ok, folosiți-l dimineața și seara. Nu recomand scrub-uri și produse foarte abrazive, pentru că deși porii, punctele negre le puteți observa cu ochiul vizibil și vi se par că sunt la suprafață. Nu sunt la suprafață, sunt foarte înrădăcinate în pori și sunt destul de adânci în pori, așa că nu vă va ajuta cu nimic, doar vă veți irita tenul și îl veți usca, iar apoi tenul va primi mesajul nu am sebum, creează mai mult sebum pentru ten și va fi o întreagă dramă. Tonicul iar este foarte important și ajută nu doar la echilibrarea pH-ului după curățare, dar și la curățarea oricărei mizerii a mai rămas pe ten, și nu vă pot recomanda decât să fiți atente să nu aibă alcool, cu toate că majoritatea tonicelor pentru tenurile acneice și cu probleme, imperfecțiuni sunt cu alcool. Să știți că se găsesc și variante fără alcool. Iar mai apoi crema de față să fie una lejeră, să nu fie comedogenică, adică să nu aibă uleiuri minerale și să fie una care să te ajute, să fie antibacterială, potrivită pentru tenul tău. Vă recomand Effaclar Duo Plus de la La Roche-Posay. Este o cremă mai scumpă, dar foarte efectivă pentru acne și pentru revenirea punctelor negre, a petelor. Și o variantă mai ieftină pe care nu am încercat-o, dar care sper că va fi bună, este fără parfum, fără colorant și fără conservanți, de la Mebra, cu gălbenele și propolis. Este antiinflamatoare, antimicrobiană și e curată la ingrediente, așa că o recomand. Și am testat-o totuși, cu toate că n-am folosit-o pe ten, e foarte lejeră, intră rapid în piele, cam asta trebuie să căutați. Apoi sunt tratamentele exfoliante și am uitat să spun la gelul de curățare că dacă îl găsiți și cu acid salicilic în compoziție e și mai bun și mai eficient. De asemenea, toate tratamentele exfoliante chimice pe care le găsiți cu acid salicilic peste 2% sunt foarte, foarte bune. Găsiți de la Murad sau de la Paula's Choice, dar sunt niște variante mai scumpe. Iar eu am să vă arăt câteva variante care nu sunt neapărat cu acid salicilic, dar sunt
ok, pentru că le-am testat și chiar m-au ajutat cu punctele negre, porii dilatați și cu excesul de sebum, de care trebuie până la urma urmei să avem mare grijă. Voi începe cu un produs care mie mi-e tare drag, de la Pelamar, din gama Bioactives Acne. Este gelul exfoliant, are 10% acid glicolic și 0,5% acid salicilic și e foarte blând cu tenul, pentru că se lasă 5 minute pe ten și apoi se curăță. Nu este deloc un produs care să-ți creeze disconfort și chiar se văd rezultate minunate cu el. Apoi, un al doilea produs cu care am avut rezultate foarte bune este Isotrexin Gel, care are eritromicina, un antibiotic, și are isotretinoin. Este un retinol, un produs care ajută la îmbunătățirea pielii și care previne punctele negre, care practic, să vă spun așa din experiență ce face, scoate la suprafață toată mizeria din ten și usucă destul de tare tenul, nu-l poți folosi pe o perioadă foarte lungă, dar este un produs care scoate toate impuritățile la suprafață și usucă foarte bine tenul, regenerează tenul și e la un preț destul de acceptabil și va ajunge foarte mult timp. Așa că îl recomand. Și un ultim produs pe care îl folosesc momentan, de la Isis Pharma, o firmă franceză, Glico A cu 12% acid glicolic. Acesta este mai potrivit pentru tenurile mature, pentru regenerarea țesutului, dar ajută și la curățarea tenului și micșorarea porilor și refacerea echilibrului per total, așa că e și acesta ok, dar mai potrivit pentru cineva care are un ten combinat și vrea să scape și de punctele negre. Iar nu în ultimul rând, măștile, și voi începe cu masca cea mai minunată pe care eu o pot recomanda, și anume de la Asla Vital, argila pudră, pe care o folosiți cu apă, faceți o pastă și o aplicați. Sunt o grămadă de persoane care spun că au văzut rezultate minunate, dar eu sunt prea leneșă ca să folosesc zilnic această mască. Să vă spun ce face, practic absorbe tot sebumul și toate impuritățile, este o mască detoxifiantă și antimicrobiană care vindecă, cicatrizează, are proprietăți minerale în același timp și este un produs minunat pe care trebuie să-l încercați dacă nu ați făcut-o. O altă mască care ajută acnea și inclusiv pentru punctele negre este de la Viva Natura, masca de față cu trandafir și argilă, și o recomand. Și de asemenea căutați măști cu acid salicilic, cum ar fi aceasta de la Clear Skin. A mea este cu 0,5% acid salicilic, este chiar pentru punctele negre. Îmi place foarte mult aceasta că o aplic și se usucă. Are o culoare albăstruie și se usucă ca o pastă albă, însă pe zonele cu puncte negre recente veți vedea niște punctulețe umede, pentru că practic scoate grăsimea și absorbe toate impuritățile din ten și o recomand, este și ieftină și destul de eficientă și pentru tratarea acnei și pentru punctele negre. Și nu în ultimul rând, vreau să vă vorbesc și despre produsele care se pot folosi pentru curățarea locală a punctelor negre, dar care ar trebui să se folosească mai rar. Din experiența mea, eu am un punct negru aici, care este foarte vizibil chiar și cu fond de ten, pentru că am încercat o mască văzută pe net cu gelatină și lapte. Mi-am aplicat-o și a fost cea mai dură mască pe care am încercat-o. Practic mi-a lăsat o găurică destul de mare, ca un crater pe nas, în această zonă.
Și mai apoi, din cauza faptului că am o zonă T grasă, s-a transformat într-un punct negru, dar un punct negru mare, foarte vizibil și de care nu reușesc să scap și mă chinui să scap de el de un an de zile. Așa că aveți foarte, foarte mare grijă. Din acest motiv, eu vă recomand... fie să apelați la produse care sunt blânde și să vă scoateți punctele negre acasă, fie să vă duceți la un salon cosmetic, pentru că fetele de acolo au o pregătire și știu ce să facă. Eu acasă folosesc Clear Skin Professional. Știu că foarte multe dintre voi nu sunteți mulțumite de acest produs, tocmai pentru că este mai blând, dar prefer să scot punctele negre care sunt destul de noi și nu sunt atât de adâncite în por și să nu rămân cu cratere pe față care apoi vor crea puncte negre mult mai mari. Sau... mai folosesc, dar tot așa foarte rar, aceste pad-uri de la Victoria Beauty, de la Ladies, care chiar funcționează și vezi destul de multe puncte negre, însă niciodată n-am avut problema să văd cratere, deci nu intră totuși atât de tare în pori încât să lase semne. Și ar mai fi de spus că toate produsele de genul ăsta trebuie făcute pe un ten cu pori deschiși, deci fie că ați făcut baie cu apă caldă și vi s-au deschis porii, fie că ați făcut o baie de aburi. Și la sfârșit aș vrea să adaug că uneori și machiajul ajută la apariția punctelor negre, tocmai de aceea nu aplica un strat foarte gros de fond de ten, ai grijă să fie non-comedogenic sau chiar dacă spune că e non-comedogenic, dar ție îți creează puncte negre, nu-l mai folosi. Și încearcă să lași tenul să respire măcar o dată pe săptămână sau, dacă să zicem, porți machiaj pe timpul zilei când vii acasă, demachiază-te, pentru că îți va fi inclusiv ție mult mai ușor să nu uiți de pasul ăsta în care trebuie să te demachiezi și să scurezi tenul decât să o faci la 10 când, să zicem, ești obosită și nu prea mai ai chef. Cam atât ar fi de spus din experiența mea despre punctele negre. Sper că v-a ajutat și că v-a fost de folos. Bineînțeles că poate sunt lucruri pe care nu le știu și pe care informații pe care nu le dețin la acest moment personal. Tocmai de aceea vreau să mai precizez încă o dată că este din experiența personală și din ceea ce am acumulat eu din punct de vedere informativ până la acest moment legat de punctele negre. Nu uitați că trebuie să fiți foarte disciplinate în rutina voastră, niciodată să nu vă culcați cu machiaj și întotdeauna să aveți grijă de tenul vostru. Cam atât. Pa, pa!